alert, a făcut în conjurul presei o fotografie cu Tucker Carlson, fosta vedetă Fox News în România. Care-i scopul și durata vizitei? Ei bine, această fotografie pe care o postează Bogdan Tiberiu Iacob pe site-ul său este relevantă. Tucker Carlson a venit să-l intervieveze pe Andrew Tate, aflat în arest la domiciliu. Îl salut pe Mircea. Bună seara, Mircea! Noi am comentat cazul Tate foarte des, atât în fața națiunii, cât și la subiectiv. Frații Tate sunt în continuare în arest la domiciliu, dar trimiși între timp în judecată. Sigur, Tucker Carlson nu mai e la Fox, dar are, mă rog, o audiență uriașă pe Twitter, acolo unde are în acest moment emisiunea. La fel, frații Tate au milioane și milioane și milioane de urmăritori și followers. Care crezi că e scopul interviului, ca să spun așa, sau care crezi că va fi impactul acestui interviu? Scopul interviului, după părerea mea modestă, este audiența și relevanța. Tucker Carlson n-a avut sub 12 milioane de vizualizări pe episod pe Twitter. La Fox News avea peste 3,5 milioane de urmăritori la show-ul pe care îl realiza. La un moment dat a avut chiar 80 de milioane de vizualizări, cred că da, la primul episod de pe Twitter, deci n-a avut sub 12 milioane. Sigur că, și nu mă pot abține să fac acest comentariu, pentru că am o intoleranță la prostie cu atât mai mare cu cât trebuie să conviețuiesc 24 din 24 cu mine. Și atunci devin absolut intolerant la prostie. Este, în primul rând, o mare palmă dată propagandiștilor din România, aliniaților la comunicatele, în general, cretinoide ale establishmentului, care îi reduceau pe frații Tate la niște gigei din pipera, care fraiereau dudui naive în metoda apartamentul s-a numai la sau ceva. Da, așa. Da, nu se deplasa Tucker Carlson, străbătea Tucker Carlson, una dintre cele mai mari vedete media din Statele Unite ale Americii, dacă nu cumva într-un anumit moment, într-o anumită conjunctură, poate cea mai mare vedetă media, repet, într-un anumit moment, nu se deplasa jumătate de planetă să ia interviu unui gigel din pipera. Asta clar. Dar dimensiunea, să spunem, notorietății fraților Tate în România a fost trecută la și altele, considerată complet nerelevantă în ecuația generală, care include și speța lor. Da. Deci cumva, la un moment dat, niște polițiști din Buftea, nu-i așa, vigilenți, s-au apucat, d-au investigat, vigilenți și viguroși, nu? Niște vedete, niște gigei din pipera. Nu. Nu. Ăștia nu sunt niște gigei din pipera, indiferent cum se va finaliza dosarul, ce fel de acuzații, că nu mai luăm de la capăt, că am discutat și în dungă. Anvergura lor mediatică este atât de mare încât, iată, se deplasează Tucker Carlson ca să facă un interviu. Exact aici, nu putea să-l facă și online, dar nu, a venit aici. Și săptămâna trecută a venit un alt cetățean, mai puțin cunoscut nou decât Tucker Carlson, care a fost una dintre cele mai importante vedete ale legacy media, deci media tradiționale. Vorbim însă despre unul dintre cei mai tari realizatori de podcasturi de pe YouTube, și anume Patrick Bet Davis, care și el a venit la București ca să facă un interviu cu frații Tate. De ce? Repet, relevanța și audiența. Frații Tate, sau mă rog, cel puțin amândoi, dar e unul dintre ei mai comunicativ, Andrew, da. Da, ambii sunt comunicativi, dar unul este și mai comunicativ, este fără doar și poate antiprogresist, anti-administrația actuală, anti-stânga, anti-liberals, în sensul nu de liberal pe care îl înțelegem noi aici, indiferent care ar fi și înțelesul nostru local, ci de libertarian de stânga. Și au un discurs evident viguros, consistent și prizat ca atare de foarte multe milioane de cetățeni de pe această planetă. Apropo, vreau să adaug încă o informație la chestiunea asta, pentru că s-au făcut o serie de speculații că o fi venit pentru un partid sau nu. Ei bine, câți oare dintre a venit pentru un partid? Că o fi venit, să făceau speculații. Cine? Câți? Tucker Carlson? Tucker Carlson, râde lumea. Unde? Aici, în România? Da, râde lumea, într-adevăr. Okay. Dar atenție, haideți să nu râdem până la capăt și să vedem cine a fost tatăl. Cine este, de fapt, tatăl lui Tucker Carlson? Probabil că foarte puțin știu cât de important este această persoană, Richard Warner Carlson, jurnalist, diplomat, lobist american. A fost directorul Voice of America în ultimii 6 ani
ai războiului rece. Deci îți dai seama cât de important. În același timp a condus emisiunile Radio Marti pentru Cuba. Era radioul care emitea din Florida pentru Cuba comunistă, în același război rece. A fost director al Agenției de Informații din Statele Unite și al Serviciului de Film Documental USA. Carlson a fost de asemenea reporter de presă scrisă, televiziune, scriitor, corespondent TV, radio și realizator de documentare. Iar atenție mare, atenție mare acum. În 2021, Carlson era director la firma de lobby Policy Impact. Firma a făcut lobby în Statele Unite în numele guvernului Viktor Orban din Ungaria. Pam, pam. Deci, e foarte bazat toată zona tatăl Carlson, tatăl și fiu. Audiența pe care are el îi se datorează totuși în exclusivitate. Absolut. Poate că anumite convingeri ale lui Tucker Carlson derivă din faptul că tatălui, iată, acum aflu și eu da. Cu ce s-a este, ocupat. Este un om de o greutate incredibilă în Statele Unite. Dar audiența lui Tucker Carlson este pe persoană fizică. Dar mie mi-a atras atenția și această, că toată lumea se întreba cât, de ce Viktor Orban are atâta trecere în Statele Unite. Aflăm acum și care a fost firma de lobby din 2021. Dar lobby-ul unguresc în Statele Unite a fost întotdeauna foarte important. Exact. Și foarte, foarte viguros. Bine, așa despre fii și tați putem vorbi mult. Eu, de exemplu, știu cine este tatăl lui Hunter Biden. Da, și eu știu cine este tatăl lui Hunter Biden. Da. Nu mai știu dacă la modă e laptopul sau tableta în acest moment. Nu comentez. Am înțeles. Telefonul mobil... I'll take the fifth, asta, cum să spun. Te prevalezi de al cincilea amendament. Exact. Oricum, telefoanele mobile pot face, fiind foarte... și rol de tabletă și rol de laptop în ziua de astăzi. Bun, ne apropiem de emisiunea ta și vreau să te